Sunteți la ordinea zilei, Antena 3, doamnelor și domnilor, transmite în direct ceremonia învestirii celor trei miniștri din cabinetul Tudose. După ce primul ministru s-a plâns în spațiu public că are semnale că nu mai poate lucra cu miniștrii care, mă rog, sunt suspectați de acte de corupție. Nu că el ar crede că ar fi vinovat de ceva, dacă vin semnale de la Bruxelles că nu mai poate să lucreze, nu mai poate să iasă cu ei, să-i arate lumii la negocieri importante pentru bani pentru țara asta. După ce a ieșit Tudose în spațiu public, evident a fost o mare, mare ședință foarte tensionată la PSD și miniștrii despre care vorbea Tudose au plecat cu demisie. Vorbesc de Rovana Plumb și Sevil Shaideh. Pe Rovana Plumb, apropo de asta, Parlamentul a salvat-o astăzi de acuzațiile procurorilor. N-a încuvințat Parlamentul urmărirea, așa cum cerea DNA-ul. Sevil Shaideh a plecat cu demisie, doamnelor și domnilor, Rovana Plumb a plecat cu demisie și ministrul transporturilor Cuc a plecat cu demisie. Cei trei din imagine sunt propunerile PSD pentru portofoliile de la dezvoltare regională, fonduri europene și transporturi. Sunt, iată și pe primul ministru Tudose, puțină lume la Cotroceni, spuneam, la această ceremonie, pentru că cei doi președinți ai Camerei și Senatului, zic, n-au venit la această ceremonie în semn de protest față de politica și discursul lui Iohannis, președintele României. În temeiul prevederilor articolului 85 aliniatul 2, ale articolului 100 aliniatul 1 din Constituția României Republicată, precum și ale articolului 10 din legea numărul 90 din 2001, privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere propunerea primului ministru, președintele României decretează: se numește în funcția de membru al Guvernului domnul Paul Stănescu, viceprim-ministru, ministru dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Se numește în funcția de membru al Guvernului domnul Felix Stroie, ministrul transporturilor. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor,
suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Se numește în funcția de membru al guvernului domnul Marius Nica, ministru delegat pentru fonduri europene. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ceremonia s-a încheiat. Ceremonie scurtă la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis foarte, foarte prețios în a sta să transmită un mesaj, doamnelor și domnilor, cum făcea de obicei după învestirea unor miniștri. A și plecat, de altfel, foarte repede, lăsându-i pe miniștri să se felicite unii cu alții. Iată-l pe Tudose, ieșind după președintele României, premierul Tudose. Cred că a fost cea mai scurtă ceremonie de învestire la Cotroceni vreodată.